Salut, numele meu este Răzvan și sunt fondatorul Indexar. Dacă mă gândesc bine, pasiunea pentru antreprenoriat a început undeva în 2010, în noiembrie, când am luat parte la un workshop despre antreprenoriat în Cluj. Două din obiectivele care le setase acel workshop era să faci bani reali în cadrul evenimentului respectiv și să dai prin exemple personale să arăți că ai înțeles care sunt comportamentele antreprenorilor de succes. Ideea care mi-a venit mie atunci era, ca să facă repede bani, să vând flori în localurile din Cluj. Am scos 300 de lei din proprii bani și în două ore am reușit să vând toate florile și mi-am blat suma care o investisem inițial. Astfel am arătat că am înțeles cum poți să te descurci și să faci bani repede. Partea aceasta de vânzări și preocuparea aceasta pentru vânzări a rămas și asta ne aduce la produsul nostru de astăzi, care dă posibilitatea companiilor, nu doar celor mari care au bugete ca să-și dezvolte propria aplicație, ci companiilor mici și mijlocii, să dea acces la o experiență în realitate augmentată clienților lor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin intermediul unui telefon mobil sau al unei tablete, care este la dispoziția fiecăruia și mereu le avem cu noi, poți să vezi în contextul tău produsul care are culoarea, designul și dimensiunea potrivită cu mediul în care te afli. În felul ăsta, companiile pot să aducă practic tot portofoliul de produse în posesia clientului și să fie accesibil în câteva minute, iar un client fără să se deplaseze la foarte multe showroom-uri, oricând poate să aibă acces la respectivul portofoliu. Asta economisește timp și bani pentru ambele părți, așa cum ne place nouă să spunem, de 100 de ori mai repede și de 100 de ori mai ieftin decât varianta clasică în care se făcea până acum. Știți ce se spune, că în momentul în care ți-e clar ceea ce vrei să faci, unde vrei să ajungi, reușești să atragi oamenii și resursele potrivite lângă tine. Astfel, odată ce ne-a fost clar care este produsul care vrem să-l obținem, a mai fost doar un pas până ajunge să găsim oamenii potriviți pentru a-l dezvolta. Cel mai mare challenge a fost rezolvarea blocajului de date, pe care am reușit să rezolvăm prin alegerea de sistem de bază de date distribuite ultime generație. Salut, sunt Sorin Bechira, sunt designerul pe acest proiect. Am experiență de peste 15 ani în domeniul identității vizuale și designului web. Și în acest proiect cel mai challenging a fost să introducem un concept destul de nou pe piață, și anume realitatea augmentată, pe o tehnologie accesibilă tuturor, și anume dispozitivele mobile. Și am încercat să o transmitem cât mai cursiv și la îndemâna tuturor din punct de vedere al experienței utilizatorului. Așa ajungem în momentul de astăzi, când avem nevoie să creștem echipa și echipa aceasta trebuie să lucreze undeva. Prin urmare, avem nevoie și de un spațiu care să ne poată găzdui și să răspundă nevoilor noastre pentru următorii 2 ani de zile cel puțin.